Vă arăt ce cadou am primit de la soțul meu cu ocazia aniversării a 4 ani de căsnicie. Peste 2 zile vom împlini 4 ani de căsătorie, dar el mi-a făcut acest cadou astăzi, cu 2 zile mai repede. Astăzi suntem în 15 august. Eu cu Edi am dormit la prânz, iar el s-a dus la cumpărături și când s-a întors acasă, mi-a făcut acest cadou. Am primit aceste flori, care sunt foarte, foarte frumoase. Îmi plac tare mult, deja le-am pus și apă. Aici am un cadou mai special. Este o lenjerie intimă, foarte, foarte frumoasă. Aici am un parfum de la Cacharel, Amor Amor, și este varianta Le Flamingo. Este ca și Amor Amor cel roșu, doar că este mai fresh acest parfum și miroase tare, tare bine, deja l-am încercat. Aici am niște praline. Le-am încercat și eu și Edi și bineînțeles că ne plac foarte, foarte mult, pentru că sunt niște praline din acelea bune. Și acesta este cadoul meu și am vrut să împărtășesc și cu voi această bucurie. Neața, prieteni! Astăzi este... ce zi iubesc? Am uitat. Duminică. Nu, e... joi? Miercuri. Miercuri, azi e miercuri. Și am plecat cu Cipri de acasă, nu știu unde, că n-a vrut să-mi spună. El cu mama au complotat amândoi. Au spus că să am o zi fără Edi, așa-i? Și mama a rămas cu Edi. Și... da, stai că m-am învățat să stau în spate cu Edi. Așa. Gata, pot să închid. S-a dus mama cu Edi în parc și parcă mă simt și vinovată că ea a venit de la muncă obosită și eu să mă duc să mă plimb așa. Și nu știu unde merg pentru că nu a vrut să-mi spună Cipri unde, dar a luat GPS-ul, deci cred că o să mergem undeva în alt oraș și nu știu. Și mâine este aniversarea căsniciei noastre, vom face 4 ani de căsnicie și mi-a pregătit această surpriză. Dar nu, n-a vrut să-mi zică nici cum, că de obicei eu îl trag de limbă, îl întreb unde mergem, ce facem, nu știu ce, dar n-a vrut să-mi zică. Ba, de tine m-aș lăsa răpită. Dar nu, nu ieșim din țară, așa din Germania, că nu mi-am luat pașaport. Nu, nu ieșim. Dar știi, nu ne ca fel mă pune aici să-mi îl iau, nu, că n-am nici buletinul de aia. Sau l-am? A, ba da, că am portofelul. Dar tu crezi că eu nu mă descurc dinainte? A, ok. Ce, mergem în Franța? Nu. La Möhringen. Îl văd în fiecare zi, centrul Möhringenului. La Netto te duc. La cumpărători în Netto. Mm-hmm. Și ieșirea de astăzi este prima noastră ieșire, așa în doi, așa e? De când îl avem pe Eddie, de când s-a născut Eddie. Noi doi, singuri. Da. Nu, așa noi doi, o zi întreagă, nu, n-am avut. Să fim fără Eddie, n-am avut, deci este prima noastră ieșire. Ca și cuplu după ce am născut, după 3 ani jumate, vă dați seama? E, de cât de loc e bine și așa, nu? Da. Da. Deci profiți de fiecare minut acum. Da, o să profit la maxim. Important e că zi, ești fără Edi acum, ești liberă, nu auzi mama, mami, 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 mami. Da, știu, doar că te înveți cu chestia asta și parcă te simți așa, fără copil, nu știu, incomplet, așa. Parcă mă simt așa și vinovată, să știu că eu am ieșit fără el și el a rămas acasă. Dar nu e acasă, că a plecat cu omul. Da, e în parc, știu. Se simte mai bine. Da, na. Cred că e o chestie pe care o au toate mamele, nu? Chestia asta. Iubi, 3 adrese. Unde mă duci să-ți ai notat 3 adrese? Uite, ai văzut în Norvegia te duc. No. Nu mergem în Elveția. Mergem în Germania, sunt sigură. Dar nu știu unde. Undeva. Plimbări că să vezi un pic. Dar și după aia? Că vrei să zic acum, ne nu, da, hai zic, continuă. Și după aia? Păi da, facem prima oară o plimbărică lejeră, să vedem muzeu. Așa. După aceea mergem să, să mâncăm ceva. Și aceea nu știu, vedem. Oh, ok.
Te iubesc. Și suntem la Muzeul de Istorie Naturală, care este lângă Sea Life în Constanț. Și abia am intrat și vrem să vedem ce este pe aici. Ce faină să nu? Uite și pe aici. Ce tare sunt să știu mici. Dacă le găsești pe stradă... Nici nu zici că sunt, așa-i? Ce? Dinți. Fosile de dinți. Ce tare. Uite, ăsta e megalodon. Megalodon a fost cel mai mare rechin ce a existat în preistorie. Da. Era, nu știu, de câte ori mai mare decât balena. Uite, ăsta era. Balena? Da. Ai văzut câte? Imens. Te arăt oficial de a fost găsit. Da? Da. Stai. Wow, ce frumos e, uitați. Super. Ce ai iubit, ce faină. Aha. Ah, ce tare. Ia uitați ce frumos se vede lacul. Este Bodasa. Și acesta este Bodense, forma lui. Acolo stă mai? Da. Aaa, ce tare e, Fericeana! Așa-i? Wow, ce frumos e. Wow, super. Tot cum a primis. Uite, asta e de vârfă, de veriță. Wow. Ce mică e! Uite cărtiță, mă uvâr. Chiar că ce mic sunt, așa? De uite ce nave mare are, vezi? Chiar cu față de cor. Fără de haze, e pură de camp, uite. Uite, aici a jos. Uite și șarpe. Ce mare. Mandarinată. Ce piele faină are. L-ai văzut? Da. Ce mănânc. Ce fain e și mic puiul. Fontanela, sau cum zice, de sus. Da, fontanela. Dar ce caut aici cu ale animalelor?
King, nu știu ce se cheamă. Ah, pe fine arată copil și cum arată maturitatea. Da. Pui și... Acesta e un craniu de copil. Uitați, are fontanela deschisă. Uite, de adult. Și de adult. Da, da, și când crește mare. Nu e fain. Nu te râdești. Nu am mai decât prindeam râdești din astea. Ce face? Prindeam râdești pentru coarne. Asta. Ai ce urâte sunt. De ce? De ce fac? N-aș prinde așa ceva? Nu? Dacă să-mi dai bani. Și cu o pensetă sau ceva, să nu pun mâna pe mine. Uite așa, părle, brăscuță. Uite, uite-te aici. Să mă uit? Aaaa, ce tare. Am zis că și la pădurile noastre, râs. Ce mare, ce puternic. Ce frumos e. Așa ești de. Aha, întâlnile acum. Aber Schwäne gibt es bei uns auch an der Donau, gell? Schwäne gibt es auch bei uns an der Donau. Wir schon drei Störche gesehen haben. Cine face așa? Da? Îți place? Da. Îți te bine? Da. Te se joacă acolo. Am început. Vins. Îți arăt unde ce ai ies. Ce frumos. Frumos, dar periculos. Așa e? Îți spăsă bate. Oricum, îți hai, ce faină! Așa e? Cum o să vedem loc? Uite și bărci pe el.
uitați ce înghețată mi-am luat la waffle cu 5 cupe. Mi-am luat 2 de lămâie, alune, scorțișoară și maracuia. Ce mare e? Perver. Și să vedem și pe al lui Iubi. Ui, de care ți-ai luat? De ginger, de ingver, da, salt butter și panna cotta. Să vedem ce e. Ia să vedem cum arată. Vine, 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 vine. Wow. Stai ales? Da. Ia uitați cum arată înghețata lui Iubi. Deci înghețată, frișcă și topping. Da. Și am ea. Ta-da-n! Vorbeam acum cu Cipri că despre ziua aceasta, cum ne simțim, și am zis că bine, dar că tot ne gândim la Edi amândoi. Că ce face, dacă a mâncat, dacă doarme. Și am vrut să sun acasă, dar este ora 3 după masa și am zis să nu sun, că dacă doarme cu mama, să nu-i trezesc. Și nu mai sun. Da, zi tu. Dacă să te fac să uiți, cum au fost cele 5 cupe de înghețată? Oh, bune, dar prea mult înghețată. Deci sunt plină numai de înghețată. Dar nu-mi pare rău, pentru că de mâine încep să mănânc. Iar ce mâncam înainte să plec în excursie, fără carne, fără lactate. Așa că astăzi profit. Da. Înseamnă că zi revelion la tine. Se văd de genul. Și da, noi ne-am învățat așa cu Eddie, chiar ziceam că suntem obișnuiți să-i luăm lui tot felul de lucruri, ce vrea, ce-și dorește, să-i cumpărăm tot felul de chestii, nu-i iubi? Da. Și acum așa parcă ne simțim așa, nu știu, incompleți. Ciudat, parcă e prea multă liniște. Acum. Deja am văzut 5 copii din care s-a face ca Eddie, asta seamănă. Da, da, da. Și chiar ziceam, a, că uite, mai sunt și copii care fac ca Eddie. Unul seamănă cu Eddie, doar că era puțin mai mare decât el. Da. Și lui Eddie o jucărie, nu se putea să ne luăm ceva. I-am luat această mașină care cântă, așa iubi, cântă? Ba, are muzică, face și lumini are, da. Și am luat și lui ceva, să nu mergem acasă cu mâna goală. Mergem să mâncăm la un restaurant pe care l-a ales Cipri, pentru că a zis că e foarte fain. Și am văzut că au și terasă, acum când am venit în parcare. Și sunt curioasă să vedem ce are. El a zis că este super restaurantul, din ce am văzut pe internet. Și ajungem imediat. Ia uite, asta vanul este făcut din uși vechi. Aceasta este mâncarea lui Cipri și a comandat chicken prawns, creveți cu pui și legume, orez, și acolo este un fel de pâine de-a lor. Așa. Lipie. Lipie. Iar eu aici am o porție de paste arabiată, care sunt picante. Ia mi, ia mi. Hei, sus, iubirea mea! Hai să luăm și apă. Mama? Că vrei tu paste. Păi sunt cu Sebastian. Așa face și el. Face și el. Normal. Și când l-a văzut azi dimineață, l-am băgat în chiloții în apă și el de la apă l-a văzut pe topogan Sebastian. Eu am zis că zice numai așa, dar era Sebastian. Fuga cu chiloții în guț da? La el. Hai, și a venit și l-a luat în brațe Sebastian. Și s-au pupat și făceai din... I-a fost dor de el. Ți-a fost dor de Sebastian, iubirea lui mami. Te-ai jucat cu el? Dragostea mea. Poftim. Acum aici. Wow, ce are Eddie acolo? Pentru Eddie. Auto! Wow! Vrei să ți-o desfac? Și
Și noi ne-am luat niște băuturi. Iubitul, ce ți-ai luat? Milkshake. Milkshake, un gros milkshake. Și eu mi-am luat un latte macchiato fără cofeină. Da, uite, Hertz. Das ist Kaffee, das ist Kaffee. Kaffee ist nicht für Kinder. Uite, ia de la tati, milkshake. Suntem la o gelaterie, ați văzut, am venit și cu Edi ca să ieșim și cu el, dacă noi am ieșit, l-am scos și pe el. Și după aceea o să mergem puțin prin parc, după care vom merge și acasă. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne repedem în următorul filmuleț. Vă pup! Pa, pa! Hai, ce sunt suntem!